Este o zi cu totul specială pentru noi, pentru că am venit în clasa 1, am făcut 6 ani și jumătate și am ajuns la o nouă treaptă de maturitate. Sperăm, eu îmi doresc foarte mult ca, de moment ce copilul meu va termina școala, să poată să trăiască într-o țară frumoasă, într-o țară prosperă, într-o țară care să fie democratică și integrată deja în Uniunea Europeană. Acum suntem în clasa 1, sper că peste 12 ani vom reuși și vom ajunge și la aceste lucruri. Ce ai vrea ca fiica să devină pe copil? Eu vreau să fie fericită, în primul rând, și să facă ceea ce dorește în viață și să aibă posibilitatea să facă ceea ce își dorește. Deci să existe aceste posibilități pentru copiii noștri. Aceleși rezultate pe care le-a obținut fiorul parcursul acestor 8 ani, încă astăzi suntem în clasa 8-a, deja mă bucur de succesele copilului și o mai mare bucurie pentru părinți probabil că nu este când băiatul este exemplar. A absolvit acești 7 ani numai cu note de 10 și mă voi bucura și îl voi ajuta și în continuare ca să fie un băiat cu minte, ascultător și să aibă o notă frumoasă, care într-adevăr o merită. Ce ați vrea să devină ficiorul dumneavoastră pe viitor? Asta să-l întrebați lui dumnealui. Păi, nu știu, undeva e pe aici cu colegii. Poate așa v-a spus, eu mai știu prin toată. Acum la dânsul se schimbă viziunile. Dar dumneavoastră, ca tată, ce ați dorit? În primul rând trebuie să fie un cetățean demn a țării, un cetățean care să iubească oamenii, să nu fie indiferent ceea ce se întâmplă în țară și în măsura posibilităților, independența funcției pe care a deține-o în viață, să-și aducă aportul său, deci, în dezvoltarea statului nostru. Ce așteptări ai de la noul an școlar? Nu, an școlar am aceeași așteptări ca și de la cel care a trecut, să am rezultate desăvârșite la sfârșitul acestuia și să învăț bine și în continuare. Și ce vrea tu să devii când o să fii mare? La ce te-ai gândit? Cred că eu sunt acum încă un elev care trebuie să învețe la ce o Prometeu, care nu, are anume această datorie. Și cred că despre profesia mea mă voi gândi în viitor.